La bună întâlnire, dragilor și dragilor. Da, e la fix. Suntem împreună 27 de minute. Nu numai eu și dumneavoastră. Avem un erou de poveste. De data aceasta am venit la el acasă. Da, pentru că dacă împart cele 24 de ore la cât stă la muncă, pot să-i spun la el acasă. Am venit la decanul Facultății de Educație Fizică și Sport să-i spunem la bună întâlnire, reîntâlnire cu poveștile lui Pilu, domnul profesor Vasile Bogdan. Bine ați revenit! Mă bucur foarte mult, Pilu, că sunt, de fapt, a doară musafirul tău și atunci când pot vorbi despre ceea ce înseamnă atletismul, ceea ce înseamnă sport, nu pot decât să vin cu inima deschisă și, fără doar și poate, te las să mă iscodești, să mă cauți peste tot, tot ce înseamnă amintiri, tot ce înseamnă trecut, prezent și viitor. Perfect, dar rămânem doar în zona asta. Acasă nu intrăm. Acolo, acasă sunteți cocoș? Sau un bun executant? Acasă, sincer, acasă cred că sunt totuși berbec. E zodia mea, berbec. Da, în general, cred că această autoritate am luat-o ca și disciplină sportivă. Și, într-adevăr, îmi place să fiu autoritar, dar cu limite foarte bine definite și fără doar și poate, gândesc de multe ori, înainte de a lua o decizie, o gândesc. Chiar dacă berbecii sunt recunoscuți prin faptul că se aruncă cu capul înainte, totuși, în ultima vreme, multă înțelepciune, odată cu vârstă, odată cu această așezare a mea, reașezare a mea în diferite poziții, mă rog, sociale, m-a obligat să fiu foarte circumspect privind modul în care abordez munca cu oameni și modul în care impun anumite, să-i spunem așa, sarcini sau anumite obiective de lucru. Și, în general, pot să spun cu foarte multă sinceritate că, fără doar și poate, mă consult cu colegii mei. Deci nu iau decizii de sine și nu sunt un autocrat. Dar dacă rămân în zona acasă, chiar acolo acasă, să înțeleg că sunt mai multe probe de atletism, fiecare știe regula, le-a trasat, folosindu-vă pe dumneavoastră ca un mare decatlonist și acasă toți, stai... Nu e bine? Vreau de sufragerie la bucătărie puțin mai mult, grăbim pasul sau totuși e multă căldură? Nu, e multă căldură, chiar vreau să precizez faptul că am 40 de ani la acest an de căsnicie și nevastă mi-a suportat foarte multe și sper că atunci când va vedea această emisiune va fi încântată că ia uite că recunoaște berbecul că totuși este recunoscător pentru ceea ce înseamnă cei doi copii ai mei, cei trei nepoți, sigur, este o familie, zic eu, închegată, foarte mult am lipsit de acasă, ăsta este adevărul. Pot să spun că jumătate din viața mea a fost facultatea, de 25 de ani sunt, de 24 de ani sunt la Universitatea Babeș-Bolyai, am fost toată viața mea în meserie, am fost antrenor, profesor, licee renumite, Adi Shinkai, a fost o perioadă superbă a vieții mele ca și profesor de 27 de ani, unde am cunoscut oameni extraordinari și dați-mi voie să-l amintesc pe fiul celui care a fost primul decan al facultății, pe Țuțu Comănaru, care a fost un profesor desăvârșit, a fost directorul, de fapt, al liceului Adi Shinkai și a fost un om de o valoare inestimabilă și un prieten adevărat. O să revin în povești ce înseamnă acasă, doar pentru un minut, două, dar la finalul emisiunii. Acum venim în partea acasă, la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Și vreau în povestea de astăzi să nu existe întrebări-răspunsuri. Vă provoc la un dialog, ne tăiem unul peste celălalt, ne contrazicem. De la partea de educație, ceea ce înseamnă facultatea, și mergem în sens invers a celor de ceasornic, în copilărie. Și nu la întâmplare, orice personaj, un copil a ajuns la educația fizică, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, să vedem cum a ajuns, ce traseu are el și ghinionul unui copil ce nu știe ce înseamnă sport, ideea de mișcare. Acolo vom atinge relațiile părinte, antrenor, viitor sportiv sau viitor nesportiv. Profesor, societatea civilă sportivă. Cum participă societatea spre sportiv? Pentru că am văzut în ultima perioadă, în perioada cea mai recentă, cum așa numiți oamenii din clasa politică își fac poze cu sportivii atunci când sunt medaliați. E păcat. De ce nu își fac poze cu ei atunci când sunt pline de transpirație în sala de sport, când nu știe absolut nimeni, nici chiar noi, jurnaliștii, nu știm, dar dintr-o dată aflăm. Sunt campioni și ne bucurăm. Gândiți-vă și
cantitatea și participa aici și mass media, ce a coborât spre tenismena, spre Halep. Simona Halep, imediat ce a ajuns în top 5. Până atunci? Până atunci a fost o liniște totală. Dintr-o dată e mare româncă, sponsorii au venit spre ea. De ce așa târziu? De ce nu suntem organizați și să ne vedem și limitele? Pilu, sigur, fenomenul sportiv este un fenomen foarte larg. Sportul, în general, așa cum foarte bine ai spus, este un instrument pe care îl folosesc în cazurile în care am nevoie. Corect. Dar sportul ca fenomen și nu atât sportul, și haideți să precizăm foarte limpede, activitatea fizică, activitatea sportivă, este o activitate de o importanță capitală pentru viața omului. Excluzând faptul că apare la televizor pe site-uri cele 30 minute de activitate fizică este înspre sănătatea omului, haideți să intrăm puțin în profunzime. Și aș lua de la început. Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, o universitate renumită, o universitate între primele 700 în lume, o universitate care se recunosc toate diplomele peste graniță, o universitate care este aproape în toate rankingurile mondiale, o universitate care încearcă cu foarte mult efort să ne ridicăm și mai mult, dacă se poate, în primele 500 de universități în lume. Suntem a doua universitate, după Universitatea București, în țară. Avem un prestigiu extraordinar pe care trebuie să-l apărăm tot timpul. Mergem mai departe, educație fizică. La ora actuală, facultatea noastră din Cluj este una dintre cele mai dinamice și cea mai puternică facultate din țară. De ce? Pentru că și ca număr de profesori, și ca număr de studenți, și ca ceea ce programe de învățământ pe care le oferim studenților la nivel de licență, master, doctorat. Sigur, ne luptăm cu niște frâne, ne luptăm cu niște neînțelegeri ale fenomenului sportiv. Încă nu suntem delimitați clar în domeniul de cercetare. Încă ne zbatem cu impunerea activităților sportive obligatorii în ceea ce înseamnă în viața de zi cu zi. Și atunci revin încet, încet înspre ceea ce m-ai întrebat tu. Sportul, egal cu sănătate, egal cu viață fericită, egal cu self-esteem, cu stima de sine, egal cu ceea ce înseamnă să mă simt bine când dimineața mă trezesc și încep o zi nouă cu fericirea, cu fericirea întipărită pe frunte, cu mulțumirea de sine. Nu mă doare nimica, nu sunt bolnav, nu trebuie să fac tratamente. Din păcate, greu se înțelege acest lucru. Și aș merge mai departe în această idee. De ce o spun asta? Pentru că încă există în societatea noastră câteva piedici. De multe ori confundăm sportul ca activitate fizică de sănătate cu sportul de performanță. Sportul de performanță este clar o activitate exact ca și celelalte științe, celelalte activități foarte importante. Această gafă o fac eu dincolo de ideea de sport? Eu, ca un consumator ce privesc sportul? Sau această gafă, sau cum o considerat asta, o fac și cei direct implicați pentru lipsa lor de comunicare cu mine? Exact. Foarte bine ai punctat. Vreau să-ți spun foarte limpede. Sportul de performanță este ceea ce încununează, de fapt, o activitate largă de masă de sănătate. Dar haideți să despărțim cele două lucruri distincte. Sănătate, ceea ce înseamnă că am o viață activă fizic și mentală, absolut, mensana în corpore, corect. Mensana în corpore sano. Am o viață echilibrată. Normal că mă duc mai puțin la medic. Normal că consum mai puține resurse financiare pentru menținerea sănătății sau pentru reabilitarea în urma unor boli care, din păcate, tot mai des apar la nivel de clasele 2-a, 3-a. Și pot să folosesc banii pentru fructe. Absolut. Iubiți pentru fructe. Absolut. Pentru și atunci, Pilu, dacă eu am această masă mare de oameni sănătoși, evident că selecția mea pentru cei care vor urma, dacă vor, cu sprijinul familiei, societății, a școlii, a facultății, vor urma și o traiectorie de performanță sportivă. Și atunci acest binom se dezvoltă. Deocamdată, de multe ori, noi considerăm că cei care vor să vină cu copiii la mișcare, activitate sportivă sau în școli, vin să fac, mă duc să fac sport, se gândesc, mă, ăsta vrea să facă performanță, ăsta nu o să vină la școală, ăsta o să chiulească, ăsta o să facă, etc. Nu e adevărat. Și putem completa, sunt sportivi ce au și familii. Absolut. Și absolut. Au viața de familie și pot să facă performanță, societate, absolut. Absolut. Eu am umblat foarte mult în lumea, mai ales în Europa, ăsta este adevărul, și am foarte multe legături cu o serie de universități, începând din Germania, Franța, Italia, prin natura faptului că suntem universitari, este firesc să avem acest lucru.
trebuie să facem eforturi foarte mari la nivel de minister, la nivel de universități, la nivel de școli, ca să introducem, deci, acea foarte frumoasă inițiativă, 3 ore de educație fizică în școli, să se realizeze. A domnului Alin Petrache când era parlamentar. Exact. Extraordinar. Asta trebuie să o facem, pentru că deocamdată încă, din păcate, nu funcționează într-un trend crescător această inițiativă formidabilă. Încă o dată repet, și de-aia am insistat pe acest lucru și dacă deja suntem la povești, hai să o spunem pe aia adevărată. Văzând o statistică zile trecute, 4 milioane de oameni muncitori în România, 5.800.000 de pensionari. Haideți să-i facem pe acești... Nici n-ar vrea să mai vorbim. Haideți să facem acești pensionari să fie oameni sănătoși, pensionari sănătoși, care să beneficieze de pensie, dar care pot în același timp să aibă și activități în continuare și să producă. Pentru că, de fapt, dacă fiecare, chiar și pensionari care au o pensie și care se angajează, evident, în spiritul legii, în diferite activități, ăia contribuie prin plata dărilor, contribuie la bugetul statului. Din păcate, la noi, și acum o spun, pentru că și peste un an sunt pensionar, din păcate, la noi, foarte mulți pensionari, și o spun cu foarte multă durere, nu prea beneficiază de pensie, pentru că, din păcate, datorită greutăților, intră niște boli și cam... Rata mortalității în România... Rata mortalității rămâne foarte... Da. Foarte la noi, nivelul de vârstă este foarte scăzut încă. Foarte scăzut, cred că suntem undeva cu bulgarii, dacă... Așa este, așa este. Eu n-am întâlnit oameni ca dumneavoastră, șef, să vă adunați 10-20, să prindeți un grup de parlamentari, o echipă de deputați, să-i luați, să-i duceți, să-i îmbătați și să le explicați sportul și să construiască ei o lege a sportului, încât să nu ne mai atingem de ea, să fie cât mai perfectă, că perfecțiune înseamnă divinitate și poate ei nu reușesc, să văd că îi luați, că îi trântiți, că îi amețiți și totuși și următoarele generații să aibă un asfalt, să aibă un traseu. Nu facem astăzi, mâine o dărâmăm. În Alba Iulia, în urmă cu vreo 15 ani, s-a dărâmat un stadion cu legea în mână. În mână. Nimeni nu are nicio atitudine. Deci nu se poate. Luați-i, trântiți-i și să facă o lege a sportului, în care sistemul de finanțare să fie adecvat, să vină. Copiii au nevoie de pantofi de sport, de maieu, de un tricou, de apă să se spele, să nu iasă din vestiar într-un transport, într-un autobuz, mirosul de transpirație, sigur. Să fie educați. N-avem curaj să acceptăm noi ca societate, este societatea românească o societate bolnavă? Pilu, intrăm în domeniul foarte delicat. Sportul general, produce o nație sănătoasă. Pilu, românul nu prea acceptă critica. Dar nu e un dialog, e un dialog, sigur. Noi ne spunem și noi suntem ferm deschiși pentru acest dialog. Dar și ce de acasă sunt deschiși? Să știi că încă persistă în România mentalitatea în care dacă un om aleargă într-o comună sau într-un sat pe stradă pentru sănătatea sa, se uită și își fac cruce sau scuipă în sân bătrânele. Puh, ce s-a întâmplat cu ăsta? Sigur, acum suntem la povești. Eu sunt extraordinar de încântat când vin cu bicicleta prin Parcul Mare, înspre Babeș. Eu vin de multe ori la mișcare, sâmbătă, duminică, sunt zilnic. Foarte bine ai spus că cred că jumătatea din viața mea a fost în parc. A fost și direct nimic acolo. Când văd multitudinea de tineri, oameni în vârstă, cum aleargă pe aleile parcului. Când îi văd stând pe iarba, exact ca în Central Park în New York, mă încântă teribil când îi văd cum stau cu hamacuri între pomii în Parcul Mare. Deci începe și la dar spune-mi, Pilu, după 25 de ani la Revoluție, o trebuie să treacă 20 de ani ca să vedem pe tineri venind în parc, pe iarbă, la picnic, în hamacuri, stau și în aer liber. Ceilalți aleargă, merg pe bicicletă. Nu știu că ai observat, artist făcut, uite-te, niște statistici. Câți merg pe bicicletă? O să fac sigur, o poveste chiar foarte bună. În parc acolo pe hamac. Te rog frumos, ar fi extraordinar să vezi. Eu îți spun, am rămas uimit. Uite-te în parcul lui Hațegan. Vino dimineața la 6:30 și vino seara la 7. Plină pista, plină aleile de alergători. E, uite că începe. Foarte greu. Da. Acum vorbim de un oraș... universitar, Cluj-Napoca. Și cosmopolit. Gândiți-vă, corect, dar țara asta nu e constituită numai din Cluj-Napoca. Sunt comune. Vedeți, ei n-au șansa asta. Deci asta e de a merge cei ce au ideea despre sport la ei acasă. Trebuie mers în profunzime. Așa este.
să-i antrenorii mai puțin tineri, mai grizonați, să meargă să-i ochiul lor la final le spune, da, ăsta e acolo, ăla ești acolo. Vedeți, sunt copii de 10 ani, nu știu să alerge. Un copil ce nu știe să alerge, să înoate, să cadă. Sigur, noi acum intrăm într-un fenomen mult mai larg, Pilu, și crede-mă că știu ce vorbesc. A schimba mentalități, din păcate, durează nu 10 ani, 15 ani, ci durează câte 2-3 generații. Uite, crede-mă, acum nu intru pe politică, a fost un anumit cetățean care a spus în anii 90 că, domnule, România are nevoie de 20 de ani ca să se reseteze. Uite că au trecut 25 și nu suntem departe să ne resetăm. Din potrivă, eu cred că puțin am și adâncit un pic în această groapă. Și dar... a spus că nu avem nevoie de autostrăzi. Și nu avem nevoie. Uite că, ok, sigur. Ce vreau să spun? Și după aceea cred că putem intra mai departe în un lucru mai esențial. Pilu, mentalitatea de făcută, cine o face? Noi, facultățile de profil, Ministerul Sportului, Ministerul Sănătății. Am fost anul trecut la o conferință la București extraordinară, unde a fost tot felul de invitații de onoare, printre care și Ministrul Sănătății a Mexicului, un alt ministru, a fost și ministrul nostru Nicolaescu, a fost și el invitat. SET, și eu trăiesc sănătos, PRICE, alt proiect internațional. Noi am și implementat facultatea în acest an în Cluj, la peste 10 școli, acest proiect și eu sunt trei sănătos cu copii de clasele 3-4. Toate în județul Cluj? Numai din Cluj. Numai din Cluj. Da, a fost o chestie, o reușită extraordinară, pentru că am văzut pe acești copii. Noi trebuie să venim cu proiecte, dar ceea ce se întâmplă, din păcate, este faptul că ne este foarte greu să accesăm proiecte finanțate. Noi nu putem facultate, nu avem buget ca să putem organiza intrarea în zeci de școli în județ, corect, să mergem cu transport, să dăm materiale pentru publicitate, să dăm aceste broșuri pentru ce înseamnă să trăiesc sănătos și așa mai departe. Ar trebui să accesăm aceste proiecte europene. Din păcate, aici are și este o lipsă de legislație. Îți spun sincer și mă bucur, sper să mă audă și colegii mei din universitate, educația fizică, sport, una dintre cele mai importante aspecte ale vieții de zi cu zi. Și mă duc și spun foarte limpede, mână în mână cu educația mentală, psihică, bineînțeles că trebuie să și învăț teorie, trebuie să și practic. Ei, ce se întâmplă? Ca să accesăm proiecte europene cu finanțare care să ne dea acceptul pentru a organiza aceste lucruri, această promovare în masele largi a conceptului de viață sănătoasă, activitate fizică, înseamnă finanțe. Nu pot accesa proiecte, nu pot fi eligibil eu ca președinte, ca director de proiect, îmi trebuie să am domeniul pe care noi încă nu-l avem și mi-este foarte greu, pentru că și acolo există niște piedici. Nu vreau să intru în acest hățiș birocratic cum se accesează aceste proiecte. Și atunci noi suntem văduviți de aceste lucruri. Ori dacă eu aș avea finanțe ca facultate, să putem merge în teritoriu cu colegii mei, să împrăștiem în lumea largă ce înseamnă viață sănătoasă, ce înseamnă sport, ce înseamnă să fii conectat la această mentalitate nouă, am putea reuși. Noi suntem izolați. Să fie egalitate, să nu fie numai cuvântul rostit, ci să fie cuvântul faptă. Bineînțeles. În ceea ce spuneți, asta merge cuvântul faptă, adică reușit. Asta a fost o poveste așa mai și... sportivo-politico puțin, mergem la povestea sportivo-atletism acolo, mai în interiorul casei dumneavoastră. Vorbim de întâlnirea veteranilor de la Cluj, face încet, mergem atletism. Sigur că da. Noi de 20 de ani încoace organizăm în fiecare prima sâmbătă din septembrie, în fața monumentului închinat dr. Ioan Arnutu și al lui Ion Moina, marele atlet clujean, săgeata Carpaților și antrenorul emerit Arnutu, care a pus, de fapt, bazele școlii de atleti din România, pot să o spun din România, pentru că tu trebuie să știi și telespectatorii trebuie să știe că în anii 50 Clujul a fost, de fapt, fieful atletismului național. Deci aici, la cabana din parcul lui Hațeganu, au trecut aproape toți atleții care au însemnat ceva în România. Și aici încep de la Iolanda Balaj, Viorica Viscopoleanu, și toți. mulți alții care au venit, atleții acei bătând, Sudrigeanu, Cojocaru, inclusiv, să mă duc mai departe, Moina și atlete, Marlis Cuțui și Nina Ciclete și mari campioni, Emma Conrad, Ienei, deci oameni care au fost la Olimpiade, Eva Zörge, mergând mai departe, Vasile Sărucan și mulți alții. Persoanele de față se exclud și așa mai departe. Nu se referă la mine, domnul profesor. Da. Evident. Noi ne întâlnim și în acest an am organizat
această întrunire au fost prezenți peste 35 de foști atleți. Sigur că am făcut și o chetă de la ei ca să putem să organizăm aceste lucruri. S-au dat și niște plachete frumos desenate de către Pop Mircea, un veteran de 81 de ani care a fost multiplu campion și care a condus, de fapt, regionala 16 februarie, fabrică, deci uzina 16 februarie, ca director, un om extraordinar care s-a implicat foarte mult. Sigur că a fost o bucurie să ne întâlnim și în speech-ul meu de introducere am spus, dragilor, este bine că ne întâlnim. Este bine că ducem mai departe această flacără via atletismului universitar Clujan. Este bine că suntem sănătoși, este bine că venim să ne întâlnim și să ne gândim la cei care au fost, care sunt și care vor fi viitorii campioni ai României la atletism. Și atunci, mergând pe zilele moderne, atletismul românesc, atletismul Clujan, anul acesta a fost un an puțin mai sec pentru noi. Am trecut, ne-am bucurat de niște medalii europene. Chiar dacă ați organizat Jocurile Internaționale de Atletism. Da, deci campionatele internaționale ale României a fost o reușită. Din păcate, ca de obicei, și o spun tot în povestea lui Pilu și îmi permit să o spun, am tras asupra noastră și puține invidii, zic eu. Deci, Arena Cluj, prin modul în care ne-am prezentat, a fost o reușită absolută. Toată lumea din țară care a fost prezentă a spus, da, domnule, Clujul poate și este singura în măsură să facă o competiție de acest nivel. Și aici vreau să mulțumesc, sigur, atât Arenei Cluj, celor care funcționează acolo și faptul că cele două ecrane mari electronice au fost puse în funcțiune și au apărut după două minute, au apărut rezultatele, deci s-a văzut pe internet cursele, deci a fost o reușită extraordinară. Din păcate, se pare că am atras și niște câteva invidii, pentru că la noi, ca de obicei, știi mai nou povestea aceea. Avem capre. Nu, dar știi mai nou că de ce să rească capra? Vezi, nu, vreau să am capre mai multe decât vecinul. Știi, asta e o nouă pontă care noi românii în hazul ăsta nostru îl dezvoltăm. Inimitabil. Da, exact. Sigur că România merită mai mult. Sigur că în România sistemul atletic lor actual este în plină transformare. Dar eu am avut niște opoziții cu ei, am avut niște conflicte, mă rog, teoretice cu federația și trebuie să o declar și faptul că mi-am dat demisia din funcția de vicepreședinte al Federației Române de Atletism, pentru că ce se întâmplă? Se pare că mergem mai departe pe diton, dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Ori eu am și scris câteva scrisori pe care... Să le spunem, telespectatorilor, sunteți autorul a 3 scrisori deschise către conducerea Federației Române de Atletism? Sigur, în care am arătat, deci n-au fost atacuri la persoană, n-au fost sub nicio formă, niciun fel strategia de denigrări, de niciun fel de... Au fost niște poziții personale și e bine să o precizez că sunt ideile mele, în care consider că în cei 52 de ani de sport, de performanță, de când am apărut prima oară pe pistă și o spun cu multă mândrie, sunt la ora actuală cel mai... în vârstă, cel mai vechi uist din 69 sunt uist la Clubul Sportiv Universitatea și mă mândresc cu acest lucru. Am concurat numai la Universitatea. O spun cu foarte multă, profunzime sufletească. Am simțit și simt în continuare că este nevoie de niște schimbări și în atletismul românesc. Și să știți că tocmai pe acest fapt că m-am simțit marginalizat și am simțit că nu sunt luat serios în discuții, mă retrag. Deci nu are niciun rost să continui această luptă care, de fapt, mă lupt cu un sistem. Aici am vrut să-mi punctez următoarea întrebare și nu mă refer la cantitatea redusă de rezultate în atletism, ci mă refer la cantitatea de resurse umane, nu mai avem sportivi. Nu mai spun că nu mai avem campioni. O virgulă că s-a întâmplat finală la campionatul european, locul 7 la 100 de metri. Știți, când vorbești de sărăcie, se ridică câte un vârf. Dar sărăcia sportivilor este dureroasă. Nu sărăcia rezultatelor. Dacă am 100 de sportivi, s-ar putea să am 10 rezultate. Dar dacă am 5 sportivi, nu pot să am 11 rezultate. Numai dacă fraudez. Pilu, lucrurile sunt mult mai profunde pe toate ramurile sportive din România. Dacă ne uităm foarte bine, stăm destul de subțire cu marile performanțe. Ne bazăm în continuare pe canotaj. Ne bazăm în continuare pe fete. Pe handbal fete, bine. Campionul mondial, dar sunt cadete tot sub 18 ani. E destul de aici începe urcușul, dar foarte bravo lor. Și ne bazăm pe gimnastică, unde Octavia Belu cu Mariana Bitang
Știm noi ce greu încropesc această echipă, ne mai bazăm, mai țâșnește cât un atlet, mai țâșnește cât un boxer, mai țâșnește cât un halterofil, haideți să fim serioși. Dar sigur că lipsește valoarea care știm că fără doar și poate la o competiție majoră, campionat olimpic, mondial, european, știm că din ăștia trebuie să iasă cel puțin judo, am uitat judo, exact. Chițu, da, vicecampionă mondială, etc. Sigur, sunt lucruri pe care noi le știm. Oameni de meserie, și de toată lumea știe că există sub preș ascunse foarte multe lucruri pe care am putea să le scoatem afară pentru scandal. Dar nu cu scandal se rezolvă lucrurile, domnule, nu cu scandal, nu cu presă în care apar de scandal cu tot felul de mizerii pe care le scoatem, nu cu asta se rezolvă. Dimpotrivă, toate lucrurile acestea se rezolvă printr-o comunicare. Doare meritocrația în România? Deci sigur că doare. Doare? Doare, pentru că ce se întâmplă, Bilu, foarte bine spui meritocrația, deci acest efect când tu te simți mai slab decât celălalt și faci tot ce se poate ca celălalt să nu iasă în evidență, să nu iasă în față, nu. Îl estompezi. De ce? Pentru că ți-a din aura ta. Dar de ce? E, și să știu că am discuții multe cu colegii mei. Acum am deja asta, anul acesta încheiat, al cincilea an de mandat de decan. N-a fost ușor, pentru că lucrez cu oameni, lucrez cu 58 de profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți, fiecare cu marja asta de personalitate, sigur. Mândrie, ego, orgoliu și bineînțeles că trebuie să știi să te adaptezi. Când o să mai mă întâlnesc cu dumneavoastră, schimb numele emisiunii în poveștile lui Pilu, mergem moralități. Da. Și sport. Da. Când o să discut cu dumneavoastră. În rest o să mergem pe povești. Vă puteți încadra într-un minut să ne spuneți nouă celor de acasă o poveste pe care noi nu știm de-a lungul competițiilor cât erați? Sigur. Foarte repede eram cu dr. Ioan Arnaud, că am amintit de veteranul nostru cel mai renumit antrenor din România, în Poiana la Poiana, Brașov, în cantonament. Și la ora 1 noapte am bate în ușă, eram cu el în cameră, îmi bate în pat, Vasile, sus Bogdan, hai sus repede, domn doctor, dar e ora 1, unde să mă duc? Vino repede sus să-ți arăt ceva. M-a scos afară în fața căminului, eram la hotel Vânătorul, jos în Poiana Brașov, să-mi arate pe cer, că în 1974 a trecut cometa Kokutek și se vedea foarte bine noaptea la ora 1. Eram obosit de la antrenamente, la ora 1 stăteam și mă uitam pe cer și mă uitam la cometa Kokutek cu coada, coama cometei, sigur. Lucruri extraordinare. S-au adus foarte repede poveste. Haide, plecăm sus pe munte. Mă lua la 64 de ani la Poiana Brașov. La Poiana Brașov. Da, eu aveam 24, el avea 64. Cum am eu acum. Și mi-aduc aminte cu foarte mult drag acum, pentru că altfel interpretez, că mă lua pe la Lehman, sus pe vârful Postăvar, și mergeam într-un ritm în care eu, decatonist, campion, recordman, abia îmi trăgeam suflet. Zic, domn doctor, mai ce? Băiatule, păi tu ești decatonist, hai! Și mă ducea și mă condusea doctorul sus pe munte. Formidabil! Asta înseamnă caracter, asta înseamnă mentalitate și asta trebuie să facem toți. Da, să ne apropiem de ideea de mișcare pentru simplu motiv. Ideea de a trăi. La modul serios. Și ne-a de bucurat de viață. Și ne-a de bucurat de singura viață. Absolut. Una singură avem. Una singură. Și să fie cât mai frumoasă. Domnule profesor, eu vă mulțumesc. Mai vin undeva, sfârșit de toamnă, început de iarnă, să vorbim despre 95 de ani în alb și negru. Din cei 95 de ani, o cantitate destul de mare se confundă. Nu spunem câți. Aproape 50. Așa. Da. Scriu Vasile Bogdan egal. Îl las pe Vasile Bogdan să spună un singur cuvânt ce înseamnă Vasile Bogdan. Într-un singur cuvânt. Un perfecționist care niciodată nu este mulțumit de nimic, totdeauna vrea mai mult, totdeauna vrea să fie mai corect, care de multe ori își dă singur pumn, pentru că în dorința lui de a fi totul perfect, totul a fi așa cum trebuie să fie, în limitele clare ale fair play-ului și ale echidistanței, de multe ori calcă în bălării. Ne-am întâlnit cu un berbec, un erou de poveste, profesorul Vasile Bogdan, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB. Eu ce să vă spun? Faceți sport. Merită.